Eu am să rog pe colega noastră, Aliona Lașcu, foarte mulți dintre dumneavoastră care utilizați rețelele de socializare, o cunoașteți, este colega noastră scumpă, cea care luptă de zi și până în noapte pentru idealul nostru. Aliona, te rog. Da, bună ziua, scumpii mei colegi antimafioți, dragi invitați și onorați oaspeți. Eu vreau să-mi caut emoțiile pentru a-mi reda starea pe care o am. Și vreau să spun că ne-am adunat aici în jurul unui mesaj, în jurul unei lupte pe care o dăm toți împreună. Domnul Sergiu Mocanu este liderul unui curent de opinie care an la rând a stat și a făcut politică. Iar noi am ascultat toate aceste emisiuni în fiecare seară de miercuri la ora 20:30 în direct cu Sergiu Mocanu. Eu vă spun sincer, în 2010 am votat filat. După am dat întâmplător de emisiunea domnului Mocanu pe internet. Să fie ce n-ar fi, nu aș mai vota niciodată filații din Republica Moldova. Aceste emisiuni, aceste exerciții de discernământ m-au schimbat foarte mult, pentru că pe lângă ele eu am făcut și lecții de istorie, și lecții de limbă română, și chiar lecții de psihologie. Suntem o comunitate de oameni care am stat, mulți din noi am stat și am privit aceste emisiuni. Din păcate, Republica Moldova, statul Republica Moldova este un stat eșuat pe toate căile. De aia eu cred că drumul nostru este spre lumea din Occident, în Uniunea Europeană, alături de frații noștri din țara noastră, România, cu un mare sprijin al Statelor Unite ale Americii. Da, eu îmi doresc unirea. Îmi doresc unire civilizată și fără penal pe ambele maluri ale Prutului. Vă mulțumesc!